Bună, Johan vă salută! În acest videoclip o să vă arăt o fisură într-un perete. Asta este lipsa de profesionalism, lipsa școlilor profesionale. Se putea face legătura foarte simplă, cărămidă intercalată cu peretele ăsta și peretele ăsta. Din loc în loc se putea pune și armătură, dar nu neapărat. Folia asta nu trebuia să fie aici, efectiv a rupt peretele în două. Nu știu de ce au lăsat-o aici pe folie, nu prinde. Și ăsta e rezultatul. Din păcate așa se lucrează, mai vorbesc cu oameni din garda veche și sau cu foști colegi și îmi spun că se lucrează foarte, foarte cu materialele astea din ziua de azi. Putem să zburăm, putem să facem niște lucruri foarte faine, dar lipsa forței de muncă calificate. Pe mulți îi întreb unde au învățat și ei îmi spun, încep să-mi spună că au lucrat în X țară, Y țară, dar nu îmi spune unul școala unde a învățat și câți ani de experiență are. Ăsta e rezultatul. Din păcate se fac lucrări, am văzut fisuri în case, în blocuri am văzut. Pot să vă arăt un bloc în care nu mai am cuvinte. Sunt niște fisuri foarte, foarte mari. Ioan, vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip și vă doresc o zi super faină. Vă mulțumesc!